A terminat clasa a 12-a la Colegiul Național Roman Vodă, reușind performanța de a încheia anul cu media 10. În anii de liceu, Teodora Ungureanu a participat la Olimpiada de Chimie, una dintre singurele olimpiade care s-a desfășurat în acea perioadă din cauza pandemiei. Absolventă a instituției de învățământ menționate, fata este pasionată de chimie și de biologie, fapt care a determinat-o să treacă printr-un proces de pregătire temeinică timp de 2 ani, perioadă în care a învățat să facă față oricărui nivel de dificultate. A susținut cu succes bacalaureatul și a dat examen de admitere la Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, în urma căruia a obținut nota 10. Din copilărie, am simțit o apropiere sufletească pentru acest domeniu, prezentând empatie și atenție față de cei din jur. Pasiunea a fost cea care m-a ghidat în parcursul meu și m-a ajutat să înțeleg cât de valoros este studiul intens în domeniul ales. Examenul de admitere a fost o experiență complexă, deoarece a necesitat o pregătire temeinică timp de 2 ani, perioada în care am învățat să mă acomodez cu orice nivel de dificultate. În perioada celor 4 ani de liceu, am avut ocazia să o cunosc foarte bine, zic eu, și am descoperit la ea o mulțime de calități care au contribuit la realizările ei ca elevă, dar și la reușita deosebită pe care a avut-o la examenul de admitere la Facultatea de Medicină din Iași, unde a fost admisă cu nota 10. Această reușită este un prim pas în îndeplinirea visului mult dorit de ea, acela de a deveni medic. Este o persoană deosebită atât în ceea ce privește caracterul, cât și parcursul educațional. Este mereu avidă de cunoaștere, perseverentă, foarte serioasă, riguroasă și organizată în tot ceea ce face. De asemenea, este și foarte competitivă și ambițioasă, dorind întotdeauna să evolueze și să se autodepășească. Deși a fost elevă la profilul real și a ales o profesie care, din punctul meu de vedere, presupune o anumită duritate, ea este în același timp și o persoană sensibilă, empatică, iubitoare de lectură, interesată de multe alte domenii, aspecte care cred că îi completează personalitatea în mod fericit, și care o vor ajuta să devină un medic bun și, nu în ultimul rând, un om în adevăratul sens al cuvântului. Îi doresc mult succes în tot ceea ce își propune. Teodora a înțeles că doar studiind intens și dând dovadă de seriozitate va putea să-și ajute viitorii pacienți. O carieră în medicină presupune un drum anevoios, cu foarte multe examene, emoții și trăiri profunde, dar țin să menționez că lucrul făcut din suflet, cu răbdare, deține capacitatea de a crea cea mai mare satisfacție profesională. Când discut despre domeniul în care voi activa, mă gândesc la seriozitate. O caracteristică extrem de importantă, deoarece medicina ne aduce în contact direct cu viața celor din jur, conștientizând că lupta pentru șansa pacientului este cel mai impresionant și emoționant act de compasiune pe care îl putem preda societății. După ce va absolvi facultatea, tânăra dorește să rămână în România, considerând că țara noastră merită specialiști de excepție în diverse domenii și o relație medic-pacient foarte bine consolidată.